exemplu, aș putea să spun că de când s-a întâmplat această această schimbare, descoper în Denisa un un antreprenor și un om care a luat, deci la un moment dat am avut ocazia să miros parfumul pe care îl are ea și care este dintr-o esență de ud, se numește, foarte la modă, Mădălina Doroban, v-a spus la noi în emisiune de udul ăsta. Așa. Care este de acolo, din Dubai, din Arabia, din zona aia. Da, da. Ce am simțit la Dubai este 1-1 cu ce are Denisa. Ai văzut? Păi e direct de acolo. De acolo. Da, da, e deja aproape din India. Da, dar să știi că am fost acolo într-un loc mare în care erau uduri așa și uduri așa, înțelegi? Asta este adevărat. Ud așa. Este ud pur, da, adus din India, din Assam, pentru că oamenii, fabrica din Dubai cu care noi colaborăm, ei sunt indieni la bază, e o fabrică de tradiție, deja a patra generație care conduce business-ul. Și ne bucurăm să putem să-l obținem de la cei mai buni în domeniu. De altfel, dacă păi și la un târg. Da. Dacă mă intrați pe canalul meu de pe YouTube, o să vedeți cum Tudor s-a dus acolo, a ales un parfum. Intrați să vedeți cum a ales el un parfum de la FET. Tudor care știe japoneză, am văzut. Da, așa este. Tudor al nostru știe japoneză. Bun. Ei bine, am înțeles că există un loc în Grecia unde ați fost și de atunci lucrurile au început să se întâmple. Da, am fost în multe locuri frumoase, dar într-adevăr în vară anului trecut am fost la mănăstirea Tinos. Tinos, Tinos, da? Din Grecia, da? Da, da, în Grecia. Noi avem imagini de acolo, de astea, da. Imagini de cu sunt voi din Tinos. Imagini din Grecia, din, da, din Santorini. N-am descoperit mănăstirea, da. În fotografiile voastre, dar cu știi sigur... că te ascultam ce spuneai mai devreme, că da, atunci când știi să te duci unde să te rogi, eu cred că, de fapt, locurile astea minunate, nu știi tu de ele și nu te duci tu la ele. Te cheamă ele. Tine. Da. Da. Așa e. Pentru că noi, efectiv, așa ni s-a întâmplat. Filmam la un moment dat un reportaj cu o colegă de-a voastră din presă și din vorbă în vorbă ne întreba, că știe că noi mai mergem la biserici, da. La tot, da, felul, da, de preoți, și ne întreba, da, unde ați mai fost? Dar să vă spun eu ce am aflat, că există la 4 ore de feribot de Atena această biserică Tinos, unde s-au întâmplat minuni, unde s-au vindecat oameni de cancer, și noi evident că ascultam interesate, dar e ca și cum v-a spune eu acum că dacă te duci în Saragoza, când să mă duc eu, da, în Saragoza, știi? N-a fost să fie momentul. Da, ascultam, da, Atena, dar când să ajungem noi în Atena și de ce? Și asta se întâmpla în timpul zilei. Seara, mi-aduc aminte că eram amândouă în patra, Luca deja dormea, și primesc un mesaj pe telefon de la prietena noastră comună, Cristi Narcisa. Așa. Care îmi spune, ce faceți, fetelor? Noi suntem în Atena, am luat o barcă, veniți la noi pe barcă să ne plimbăm, să vedem insule. Deci asta s-a întâmplat în aceea zi în care noi aflasem despre această biserică. Așa. Și am zis, bine, și când să venim? Păi în 3 zile. Ce tare. A doua zi imediat am luat biletul de avion, deci nu aveam absolut niciun s-au plan. S-au potrivit toate. Da, da, s-au legat. A doua și am zi... ajuns și la Sfântul Spiridon, pentru că a doua zi ne-am căutat biletele, am găsit cazare și la Sfântul Efrem. La Sfântul Efrem, Efrem, da? Pentru că a fost o perioadă mai grea, aș putea să spun, de cumpăn așa cumva în viața mea, în care eu seara citeam Acatistul și Paraclisul Sfântului Efrem, citind și viața, știam care moaștele în Neam Acri și îmi doream foarte mult să ajung. Chiar intrasem de multe ori pe Booking, căutam cazări și așa mai departe. Și căutând cazare pentru Atena, fiind perioada foarte scurt, fiind foarte din scurt, nu găseam hoteluri. Și la un moment dat m-am gândit, zic, domnule, hai să caut cine împrejurim. Și mi-apare un hotel foarte frumos, care mi-a atras imediat, așa, atenția. Era și redus în ziua respectivă, îl rezerv și la final știi că ți-arată adresa. Da. Și când mă uit la adresă, văd Neam Acri. Și în momentul ăla am început efectiv să plâng în fața laptopului, pentru că mi-am dat seama că mă cheamă practic Sfântul, căruia eu citisem Acatistul și Paraclisul atâtea nopți la rând. Ți-a întins o mână așa să ajungi, da, la... Da, și efectiv eu nici nu-mi plănuisem lucrul ăsta. Și am ajuns acolo la biserică, dar nu vă spun cum, prin niște întâmplări, că noi ne rătăcisem la un dar nu și am să ajungem. Și ne-am dus la un ghișeu din ăsta, la un metrou, și am zis, domnule, luăm metroul din port până în centru, că de acolo din centru ne descurcăm, ne luăm noi un taxi, găsim. Și erau mai multe standuri. M-am dus la un om din 5. Și îl întreb, da, aveți idee cum ajungem în Neam Acri? Zice, da, eu locuiesc acolo.
Ce tare. Și ne-a desenat tot, ne-a scris tot drumul, cum să ajungem, cum să... Odată ajunse la hotel, oamenii de acolo, de la recepție, văzându-ne tinere și pentru faptul că noi n-am venit acolo în scop turistic, ci pentru mănăstire, au fost așa de impresionați încât ne-au dat ei mașină și ne-au dus ei la mănăstire cu mașina. Ne-au așteptat, ne-au adus înapoi, adică... Deci în loc de piedici au fost multe ajutoare. Da. Știi că când sunt toate luminile verzi așa la semafoare, știi, de parcă trebuie să ajungi undeva. Cu atât mai mult cu cât totul era calculat la minut, pentru că noi aveam avionul de întoarcere și eram cam la limită să nu reușim. Și în momentul în care ne-am dus să luăm biletele de feribot, ce credeți? Am prins întoarcerea pe feribotul rapid, care are 2 ore și care și ăla era la jumătate de preț. Și așa am ajuns la 4 în port și la 4 jumătate am fost în aeroport ca să luăm avionul spre casă. V-ați rugat într-un fel acolo, v-ați... Ne-am rugat normal. Normal, nici am avut timp să stăm foarte mult. Știi că în general când te duci la o biserică, la mănăstire, îți iei timp pentru tine să stai, să te gândești, noi aveam oră de stat pe insulă. Doar că am avut o singură oră între feriboturi și n-am stat foarte mult. Se pot face minuni într-o oră? Da. Vrem să revenim să mulțumim și ne-ar plăcea tare pentru că acolo au un fel de tradiție să urci în genunchi. Este un drum cu o mochetă lungă. Ține tot drumul, o mochetă roșie pe marginea drumului și în mod normal trebuie să parcurgi acel drum în genunchi. Așa era la un moment dat la mănăstirea Ghighiu, știi, să mergi în genunchi. Da. În continuare, la Ghighiu, în spate, la bisericuța mică din spate, unde este și cimitirul, intri în genunchi până la icoană, te întorci în genunchi și este iarăși un loc unde tot ce ne-am rugat s-a întâlnit. Și după ce v-ați întâlnit acolo cu Sfântul, iată, După câteva luni. Da. Depinde ce s-a deci rugat. Deci s-a îndrăgostit Denisa, dar deci eu vreau să spun ceva apropo de fete, că nu-i vorbim mai mult cu Denisa, că așa se întâmplă cu Denisa. Deci Denisa s-a mai îndrăgostit, dar acum s-a legat într-un fel anume cu băiatul ăsta, cum nu s-a mai legat niciodată, pentru că de data asta au același țel. Lucrează împreună în toate proiectele astea. Acum e în Dubai, acum e nu știu unde, acum e în China. Și e cu noi la concerte, ne ajută foarte mult. Se duce la sunet cu negativele. Un bărbat acolo. Da, stai o secundă, nu un bărbat acolo, moare business adevărat. Mă rog, adică un bărbat care, uite, deși are businessul lui, își face o bucățică de timp să fie alături de ele. Păi mare lucru. Nu există, practic, businessul lui și businessul meu. Adică avem un cel comun și muncim împreună atât pentru ceea ce face el, direcție, cât și pentru ceea și ce cum fac te alintă? Cum mă alintă? Bebe, iubire. Eu care credeam Deni. Cu o alintă mai gheișa, știi? Da, am eu secretele mele de gheișă. Știu eu cu ce afrodisiace să mă dau. Ai văzut? Da, cu parfumul, cu uleiul. Pe talpă zice așa, mamă. Ai, lasă, mai așa. Deci, oriunde, că dacă spui ăsta, sigur, atragi... Păi să ne stropești și pe noi, să ne miruiești. Am înțeles, să vină cu busuie, cu degeviare, floș, floș, de două ori, cu ud și... Nu că n-am avea, dar e bine să mai... Am înțeles. Să fie, da? Să ne-n flacăra aprinsă. Exact. Raluca e puțin mai misterioasă. Aici am toate informațiile. Deci, țin minte că l-am văzut de la trecută pe băiatul. Un băiat de pus la rar. Foarte, foarte. El, da. Este și în lumea noastră de foarte mult timp. Colaborează cu colegii noștri de Mircea, vorbesc. Da. Așa? Și atunci, da, este mai expusă relația lor. Iubitul meu, nu. Iubitul face... meu e sipsit. Zile de iubitul tău, mor de colegi. Abia acum descoperă ce înseamnă lumea mea. Îi place foarte tare. A fost săptămâna trecută cu mine la concert și i-a plăcut foarte mult, dar nu vreau să le expun pentru că nu-i place. Să expună foarte mult. Ei, acum dacă e lângă tine, la un moment dat, când merge la petrece, la evenimente, va auzi, trebui. Vrei să spun ceva? Poate merge fata, și el, da. Fata e secretoasă de felul ei, că n-ai aflat. Da, de ani de zile n-ai aflat. Auzi, băiatul e, dar e ca și cum n-ar fi dacă nu vrea el, dar nici ea nu vrea. Dar adică... iubitul meu. Deci... Da, domnule, există. De asta rugat de pomană. Hai să cântăm și după aceea cântăm să vină și băieții. Cântăm alături de colegii noștri.